Prim-ministrul sloven Marian Sareț și-a anunțat demisia și a cerut convocarea de noi alegeri într-un moment în care țara trece printr-un impas politic. Oficialul a spus că guvernul său minoritar nu poate impune sau modifica legi importante. Anunțul a venit la câteva momente după ce ministrul său de finanță și-a dat demisia. Acum președintele sloven trebuie să înceapă consultări cu partide reprezentate în Parlament pentru a vedea dacă unul dintre ele este în măsură să formeze o nouă coaliție. Sareț și-a început cariera de comedian și satirist. Înainte de a intra în politică, el a format o coaliție liberală, fiind liderul unui partid de dreapta care a obținut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare din iunie 2018.